întregit. Mai există și partea importantă atunci când vine vorba de un scenariu foarte clar și bine pus la punct cu privire la anul 2018, anul reîntregirii. Există două soluții, există două căi, care din fericire încep să fie din ce în ce mai discutate. Prima este referendumul din 2018 pe care vor să-l organizeze și îl vor organiza organizațiile uniste civice, deci voința populară, și a doua modalitate este voința parlamentară, adică votarea actului reunirii în cele două parlamente de la București și de la Chișinău. Dacă în cazul Parlamentului de la București, cu siguranță, nu vor fi probleme și mă voi asigura că nu vor exista astfel de probleme, în partea asta vom avea o anumită opoziție din partea celor care nu vor să-și piardă funcțiile, care vor să profite în continuare de cetățenii Republicii Moldova pe care să-i țină în calitate de iubaci și să profite de ei, dându-le salarii de nimic și pensii de nimic.